la acest moment să spunem că să meargă lumea să se pregătească de război, cred că asta a fost explicat și altă dată, suntem o țară membra NATO. Ideea de a avea război pe teritoriul României la acest moment nu cred că o pune cineva pe masă. Deci n-are rost să inducem panică, n-are rost să punem oamenii să panicheze, să meargă cum s-a întâmplat în ultima perioadă, ba a venit știrea falsă cu benzină, după care s-a încercat cu uleiul, din fericire nu s-a reușit acolo, explicațiile au venit foarte rapid și oamenii n-au căzut pradă acestei dezinformări, dar la acest moment stocurile obișnuite, care noi le-am mai recomandat altă dată pentru dezastre naturale, astea rămân valabile, pentru cutremuri, pentru una, pentru alta. Asta este ce a fost recomandat de noi pe tot parcursul anului.